Oricare sunteți venit în locul acesta aici, vă salut special. Poate n-ați mai fost niciodată. Fiți binevenit în casa Domnului. Poate ați mai fost, dar mai rar, că nu sunteți obișnuiți cu locașul acesta. Vă rog Dumnezeu să vă aibă în vedere și să vă facă bine. Și binecuvintez adunarea de cei care de regulă vin aici, de fiecare dată și susțin în sufletul lor, cu inima lor, cu viața lor, tot ce se întâmplă aici. Peste ziua de astăzi, peste tot ceea ce vom face, Dumnezeu Sfântul din Cer, să păgoare îndurarea Lui. După ce ne-am închinat cântând, ne vom închina rugându-ne. Există în Scripturi mai multe cuvinte de mare încredere vis-a-vis de ecuația om, Dumnezeu, rugăciune. Unul din ele scris în Psalmi sună în felul următor. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și continuă, de aceea oamenii caută pe Domnul. De-a lungul vremii, cum scrie în Sfintele Scripturi, mulți oameni l-au căutat pe Dumnezeu în necazurile lor. Mulți l-au căutat pe Dumnezeu având probleme. Mulți l-au căutat pe Dumnezeu la capătul puterilor. Mulți l-au căutat pe Dumnezeu când n-au mai avut nicio șansă. Mulți l-au căutat pe Dumnezeu din curiozitate. Au venit în prezența Lui din curiozitate. Tuturora și pentru tine, Dumnezeu le-a făcut bine. Numele Lui să fie binecuvântat. A făcut pentru că poate și pentru că este bun. Iar bunătatea Lui ține în veci. Măriți să fie Domnul. Vom avea ocazia să ne rugăm. Nu știu cum ai venit în ziua de astăzi aici. Nădăjduiesc și vreau să cred că cei mai mulți au venit hotărâți, sănătoși, liberi, gata să se închide. Dar cu siguranță nu sunt toți așa. Poate ai trecut o suferință cu tine, poate ai trecut peste un obstacol foarte greu ca să ajungi aici, poate ai lăsat ceva neterminat undeva, poate a trebuit să vii în locul acesta doar ca exercițiu al maturității tale în închinare, ca al minte, ar fi fost suficiente legături să te țină în altă parte. Oricum am venit aici. Dumnezeu ne vede pe toți. De fapt, în prezența Lui Dumnezeu totul este gol și descoperit, zice Biblia. Frații, surori, prieteni, dacă în fața oamenilor ne putem da dreptate în fața Lui Dumnezeu niciodată, scrie în Scripturi de exemplu despre o femeie, femeie importantă, era împărăteasă și avea un copil bolnav. N-a găsit leac la oameni și a vrut să ceară un cuvânt de la Domnul. Știți că Dumnezeu vorbește, când într-un fel și când în altul, zice Scriptura. Și a mers la casa unui proroc bătrân, care de bătrân ce era, nu mai vedea bine. Nădăjduind și sperând că nu o să o cunoască. Ochii lui erau acoperiți de bătrânețe și nu mai putea să vadă, dar inima era luminată de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când femeia asta s-a apropiat de casa lui și a dat să treacă pragul casei lui, i-a zis, luminat de Duhul Domnului, intră, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai dreptate? Și apoi a vestit cuvântul Domnului cu privire la cauza ei. Spre început, preobiților, în scurte cuvinte, cum lucrează Dumnezeu? Spre început, cine este Dumnezeu? Veniți în sinceritatea inimii noastre, așa cum suntem, mărturisind greșeli, împărtășind cu Dumnezeu bucurii, spunând cuvinte simple, de care Domnul să se bucure. Dacă nu te știi ruga într-o împrejurare, un om care ajunsese într-un loc acesta, neștiind să se roage, a continuat ca într-o șiruire de expresii, Doamne, ai milă de mine păcătosul, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și zice Biblia că rugăciunea lui a fost ascultată. Dumnezeu să fie mărit. Am să citesc ceva despre acest Dumnezeu, despre lucrările Lui, despre felul în care se raportează El la noi și despre cum trebuie să ne raportăm noi la El și apoi vom avea o platformă bună și o motivație corectă să ne rugăm Domnului. Mă uit în finalul Psalmului 104 și citesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El scris. Deci, la finalul acestui psalm, de la versetul 24. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu.
Dar omul iese la locul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare, ne-a mișcă nenumărate viețuitoare mici și mari. Acolo ne umblă corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în barurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai, tu, ele o primesc, îți deschizi cu mâna, ele se satură de bunătățile tale, îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei cu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți cu suflarea, ele se zidice și noiește astfel fața pământului. Înveți să țină slava Domnului și să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară cei plăcători de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Dumnezeu și lucrările Lui pe care le susține și noi chemați să lăudăm numele acestui mare Dumnezeu. Să o facem acum și aici în rugăciune.
copiii lui așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Că cel știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înfurește ca floarea de pe câmp, când trece un vânt peste ea, nu mai este și lucrul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el și îndurarea lui pentru copiii, copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Amin. Rămâne totuși în urmă detaliul acesta al siguranței. Domnul îi are în vedere pe toți. Totuși, binecuvântările Domnului, veșnicia lor, au de-a face mai ales cu cei ce păzesc legământul Domnului și aduc aminte de poruncile lui să le împlinească. Măriți să fie Domnul! Acest Dumnezeu lucrează și astăzi cu putere. Cu încredere vom sta înaintea Lui. După ce ne aducem aminte că sunt dintre noi frați și surori pe care i-am spus cu numele în ultima vreme, pe care Biserica îi cunoaște și ei sunt în suferință, să mai adăugăm la acestea pe o soră, se numește Cristina, are grave probleme de sănătate. Este scris aici în credință, numai Domnul poate să o vindece. De asemenea, să susținem o familie tânără, ca Dumnezeu să lucreze în casa lor, spune cuvântul Domnului, și să le asculte rugăciunile, că numai Dumnezeu poate. În sfârșit, o prietenă ne solicită, ne rugăm pentru ea, mâine o să fie operată la Cluj. Asta înseamnă întotdeauna ceva mai complicat. Când vorbim despre operația, asta de acolo, de tratamentele obișnuite, când vorbim de Cluj, asta înseamnă mai mult decât Zalău, lucrurile acestea îi duc cu gândul că trebuie să fie ceva mai grav. Dumnezeu cunoaște însă. Să se îndure Domnul. Dumnezeu care lucrează și aici, și acolo, și pretutinde. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm pentru toți cei ce sunt bolnavi în trup. Și cu această ocazie ne rugăm și pentru prieteni, dacă sunt aici, care au probleme cu păcatul în sufletul lor, Dumnezeu Sfântul să-i cerceteze și să se atingă de fiecare. Ne rugăm Domnul împreună.
Hristos cel răstignit, legământul ce acum se face, eu porunca care îl împlinit. Dumnezeu din cer mă iubește și copii. Bye.
Stop.
cu respect să vă ridicați în picioare și odată cu acest gest să deschideți la Scriptură. La Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, noi ne vom citi versetul 13 și versetul 14. Pagina biblică 1155. Așadar, Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. Haideți să schimbăm puțin mai mult ordinea ceea ce este prezentat în versetul 13 și să spunem așa. El v-a izbăvit și apoi ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, în care avem răsumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Iată adevărurile care stau la baza împărăției Lui Dumnezeu și pe care, în momentele ca care urmează, permiteți-mi să merg cu înaintea lui Dumnezeu. Ca Duhul Său cel Sfânt să fie acela care să așeze inima noastră aceste adevăruri eterne, aceste adevăruri care au mântuit și mântuiesc în continuare suflete. Doamne, de bine cuvântăm și îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim, Dumnezeule, că în Tine sufletul nostru găsește odihnă și că toți cei trudiți la Tine găsesc pace. Binevoiește, Doamne, ca și în această zi să ne dăruiești mai mult din Harul Tău. Și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să fie acela care să ne însuflețească inima, voința. Să fim acești oameni care să mărturisească că ne-am întâlnit cu Tine. Binevoiește, Doamne, să ne puternicești. Binevoiește, Doamne, să dai Îngerea Ta. Astfel de când, Doamne, slujirile noastre să Te reprezinte pe Tine într-o Doamne. Te binecuvântăm și îți mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Preocupați lucrurile. Mă bucur din nou să vă revăd. Mă bucur să fiu împărtășia cu Sfinții din acest loc. Vă aduc simple salutări din cadrul Bisericii Elimbea Sain, din partea fratelui Costor Fedor Timșac, un gând care se află de Epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, care ne spune că Dumnezeu îl face să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Cu emoții, cu zâmbete, cu bucurii, o stare de bine inimă, pentru cu toții ne aflăm în astfel de moment și trăiesc încă o dată certitudinea faptului că Evanghelia merită să fie predicată. Pentru că după mai bine de 2000 de ani, ea este relevantă. Ea transformă vieți. Ea scrie destine. Ea făurește istorii care vor fi povestite din generație în generație. A felului în care Hristos a lucrat cu cei care s-au consacrat pentru voia Sa. A felului în care Hristos a luat oamenii respinși ai societății. Oamenii care, poate din mijlocul tinereții lor, aleg să dea un nou curs vieții. De aceea, încrederea că Evanghelia schimbă vieți, că Hristos este acela care mântuie suflete, să ne fie motivația în orice context, în orice moment, să spunem că El este Domnul. Suntem într-un loc așa acesta în care cerul privește cu plăcere și găsește bucuria de a fi părtaș la închinarea noastră. Văzând că lucrarea pe care a realizat-o Hristos pe Golgota aduce oamenii în Împărăția lui Dumnezeu și nu-i aduce cu forța, nu-i aduce de silă, nu-i aduce trecându-i de mână, ci aduce câștigându-i prin dragoste. O dragoste care este mai presus de rațiune, o dragoste care pe fiecare dintre noi ne compleșește și cuvintele pe care le putem concepe sau le putem fărui sunt incapabile, sunt neputincioase, sunt sărăcăcioase în a descrie adâncimile acestei dragoste. Aș vrea în această dimineață, peste câteva momente, să privim la privilegiile de a fi în Împărăția Fiului.
Atunci când privim în istoria antică, atât și contemporană, descoperim edificii extraordinare a ceea ce privește arhitectura. Ne gândim la marii muștri care au scris istoria prin înțelepciunea pe care ei au avut-o. Descoperim că în diferite epoci, cultura a evoluat într-o formă care până atunci nu a fost cunoscută. Vorbim în istorie despre mari cuceritori, despre oameni care prin singura rostire a numelui lor, un bagaj de informații dă tăvălug peste noi. Rostim nume care atunci când și-au scos sabia pentru luptă, înaintea lor, răspândeau moartea. Cunoaștem civilizații de la care am învățat și timpurile de demult. În acele timpuri s-au pus bază pentru o modernitate de care astăzi disfrutăm din plin. Unul dintre lucrurile care aș vrea să vi le menționez, sau oamenii care cred că atunci când sunt rostiți, sunt oameni care transmit un mesaj în izbânda, în felul în care au conturat lumea în care trăim. Și simplul nume sau rostirea acestuia, precum Alexandru Macedon, precum poate Napoleon, precum, eu știu, Mao Zedong sau Marc Aurel, oameni din diferite domenii, din diferite epoci, din diferite momente care au existat și care, în vremurile lor, au fost poate repere, alții poate au fost genul acela de oameni care au schimbat, nu în cel mai bun sens, omenirea, dar ceva au reușit să facă. Și descoperă că cu fiecare etapă, cu fiecare generație, orice om care a venit pe acest pământ căuta să ducă la un alt nivel ceea ce predecesorul său a lăsat. Și oricare altă împărăție pe care o vom analiza sau vom expune criticii, este o împărăție care a ajuns până la un anumit nivel și următorul conducător căuta ca măcar cel puțin să mențină nivelul tău, dacă nu să o ducă mai sus. Dar există o împărăție pe acest pământ care este supremă asupra tot ceea ce reprezintă împărățiile lumii acesteia. O împărăție care este proclamată ca fiind nu din lumea aceasta. O împărăție care atunci când îi găsim frumusețea, ea ne cucerește, ea ne cheamă, ea ne provoacă să-i fim parte. Dacă am fost transferați în împărăția Fiului Dragostei, și lucrarea aceasta a fost o lucrare în care dumnezeirea a fost părtașă. Unde noi oamenii suntem chemați să alegem, să rămânem în împărăția în care ne-am născut fără să vrem, am venit când nu am fost chemați. Am fost puși acolo datorită unui ADN care în viața noastră era prezent și indiferent că din scucece suntem categorisiți ca fiind cu probleme, cu păcat. Ei bine, ca să fii transferat într-o altă împărăție, așa cum zisem, din vorbele Apostolului Pavel, va trebui în această dimineață să privim peste câteva momente în Scripturi și privilegiile care au existat în această împărăție și există. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să ne tipărească în viața noastră. Amin. Știți, diferitele epoci au fost marcate nu doar de mine. Mă gândesc la una dintre reformele pe care a adus acest om, și anume Mao Zedong. Un om care în China, pe care a căutat-o să contureze după un sistem marxist. Răul a fost și el acolo prezent. Și societatea din vremea respectivă n-a fost una care a înflorit. N-a fost una care a cunoscut culmi intelectuale și n-a fost o expansiune socială sau una culturală. Și unele momente ca și acestea n-au putut decât să fie oprite printr-un singur element, care atunci când a fost prezent, părea să fie soluția, și anume moartea. Moartea celui care a instaurat câteodată un regim tiran. Moartea celui care până la un moment dat a căutat să implementeze niște valori care nu tot timpul pentru societate a fost cele mai bune. Dar aș vrea să vă vorbesc despre un Hristos care, în ciuda faptului că lucrurile prin moarte s-au realizat la viață. Un Hristos care atunci când își finalizează oarecum alergarea pe acest pământ, pentru cei care urmează de acolo toate lucrurile se schimbă. Știți dumneavoastră, unul dintre lucrurile care pentru mine sunt temeiul împărăției și ceea ce au făcut ca împărățiile celelalte să rămână oarecum în istorie, e veșnică amintire a acelor conducători care au făcut fie bine, fie rău. Astăzi nu-i mai găsim decât pe paginile istoriei, nu-i găsim decât în fotografii,
Nu-i vedem decât citindu-i se numele în ziare. Dar când vine vorba despre împărăția Fiului Dragostei, vorbim de împărăția cărui cap este viu. Vorbim de un împărat care este veșnic pentru totdeauna. Și aici este primul temei pentru care aș vrea să ne oprim peste câteva momente și să îl parcurgem în viața noastră, să-l ținem adânc în ființa noastră. Dragilor, v-ați consemnat viața și v-ați consacrat-o pentru Hristos. Și cu toții ne place să slujim în cadrul unui director sau unui manager sau unui întreprinzător care este darnic, care este binevoitor, care este credincios, care este bun. Dar în oricare alt domeniu uman în care ne-am oprit, știți ce se întâmplă? El este trecător. El este efemer. Dar atunci când vă gândesc la o împărăție care nu va avea sfârșit, bucuria este aceea care ți se instalează în inimă. Pentru că cel care este cap, este unul care are de-a face cu veșnicia. Știți, despre el când ne gândim, se spune că el este păstorul cel blând. Că el este blând și smerit cu inima. Că el este pâinea vieții. Că El este acela care poate fi numit apa vie. Că atunci când citim în Ioan capitolul 14, El este calea, adevărul și viața. Când căutăm să strângem în jurul nostru toate prerogativele pe care le are Hristos și căutăm să le punem în fața noastră făcându-ne tot mai vizibile valorile Lui, știți care este lucrul pe care mi-l doresc în toată inima? Ca acest conducător să rămână pentru totdeauna în viața noastră. Pentru noi acesta este temeiul și bucuria noastră de fiecare zi. Noi suntem trecători. Mari civilizații s-au înscris în istorie și au trecut. Dar rămâne un conducător în această lume care pentru totdeauna va rămâne la fel, la fel. Și nu se va schimba. Și pe lângă faptul că nu se schimbă, am bucuria ca și astăzi în 2017. Și în câte zile Dumnezeu ne va hărăzi fiecare dintre noi, El rămâne veșnic. Dacă este un lucru extraordinar pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru voi care ați venit astăzi, în această zi, să vă consacrați Lui, e că El rămâne alături de voi, veșnic. Știți, în viața aceasta de zi cu zi, fiecare la un moment dat suferim pierderi. Și Doamne, cum plic este în momentul acela în care cineva drag din casa ta trece în veșnicie. Și simțim că în acele momente toate lucrurile se clatină în viața noastră. Dar acum aș vrea să privim către acela care are temelii veșnice. Și a cărui umblare cu noi are de-a face cu veșnicia. În împărăția în care ați fost strămutați, dragilor, este o împărăție a cărui conducător este veșnic. Aceasta pentru mine aduce liniște sufletului meu. Când privim la chestiunea politică din jurul nostru, atâta instabilitate, atâta nepropășire, atâtea lipsuri, atâtea nevoi neîmplinite. Și căutăm să găsim soluții la probleme care sunt tot mai multe. Făcându-ne să înțelegem că poate următorul va fi mai bun. Poate că cel pe care acum îl vom vota va fi cu siguranță cel care va soluționa problemele noastre. În împărăția lui Dumnezeu, cel care o conduce și este lider, este pentru veșnicie. Unul dintre lucrurile care Hristos le consemnează e că împărăția pe care El o aduce este o împărăție care are un loc tainic. Când vorbim de imensitatea împărăției lui Dumnezeu, știți ce este interesant? Că acel Dumnezeu care este extrem, extrem de vast și incapabil ca noi cu ființa noastră să cuprindă, are atât de mare forță să pătrundă lăuntul nostru și să rămână în noi. Știți, moartea lui Hristos aduce pentru credincioși unul dintre cele mai mari câștigi. Atunci când stăm să gândim la ceea ce Hristos a câștigat pentru noi, găsim scris unul dintre elementele extraordinare. Când astăzi veți intra în apa botezului, să știți că ceea ce Hristos a câștigat, veșnicia pe care o are, este dispus să o împartă cu voi.
Este unul dintre lucrurile care ne surprind. Cum adică existența lui nemărginită să fie acela care se împartă cu noi muritorii? Ați venit într-un loc ca acesta crezând că eternitatea să vă fie asigurată în Raiul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, ca lucrurile să le lasă și mai concret și mai nobil, spune extraordinar de frumos în Romani, capitolul 6. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, a fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Moartea lui Hristos și în moartea Sa am dobândit elementele veșnice despre care Scriptura vorbește. Și atunci când citim versetul 9 din același capitol, spune că Hristos în via din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Sa. Ei bine, momentul acela în care veți intra în apă, să intrați cu acea convingere în sufletele voastre, că acea veșnicie pe care Hristos o are, o pune și la dispoziția noastră. Lăsați ca în sufletul vostru toate celelalte să plece, dar lăsați să rămână neschimbat și neștiind adevărul că veșnicia lui Hristos se împarte cu voi. Simțiți-vă nobili, simțiți-vă veșnici, pentru că cel care a devenit locuitorul vostru vă va purta cu vara, vă va asculta suspinuri, va fi aproape de voi în orice moment al existenței noastre. Știți, este foarte interesantă cartea lui Paulo Coelho, alchimist. Și unul dintre personajele care este prezentat în această carte este acel tânăr care caută să dobândească viața veșnică, eternitatea. Și caută să o găsească oarecum într-o licoare magică. Și în toate căutările sale trăiește dezamăgirea. Când trăiești alături de Hristos, făgăduința care El ți-o promite că vei învia, că vei rămâne alături de El în Împărăția Sa, este un adevăr care rămâne în picioare pentru totdeauna. Unul dintre elementele pe care Apostolul Pavel le duce în discuție în aceeași epistolă e un element în care are de-a face cu trecutul nostru. După ce acesta ne-a fost șters, după ce am fost consacrați pentru Dumnezeu, El ne spune în Coloseni, capitolul 2, felul următor: în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeii. Voi aveți Duhul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, cu o tăiere împrejur făcută, nu cu o tăiere împrejur făcută de mâine, ci cu o tăiere împrejur al lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor de noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El, și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din moarți. Pe lângă faptul că îți dăruiește această veșnicie și îți asigură că rămâne alături de tine, drumul spre veșnicie îți este făcut în compania celui mai glorios Dumnezeu, și anume Iisus Hristos. Al doilea privilegiu pe care îl găsesc extraordinar de valoros în ceea ce privește împărăția Fiului Dragostei este că felul în care El împărățește este un fel incapabil să putem compara cu ceva. Cu alte cuvinte, incomparabil. Aduceți aminte de discuția pe care o poartă Iisus cu Pilat? În momentul în care Iisus stă de vorbă cu Pilat, în Ioan, capitolul 18. După ce Iisus căuta, după ce Pilat căuta să află de la Iisus tot mai multe adevăruri, versetul 35 ne spune în felul următor. Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău de preoți, cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Răspunsul lui Iisus trasează o nouă ordine și îl spune așa: împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi
împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-au luptat pentru ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Lucru pe care Iisus căuta să-l pună clar în fața lui Pilat și pentru noi astăzi, este că principiile care stau la baza împărăției lui Hristos sunt principii diferite. Dacă în sfera noastră umană, atunci când împăratul este asaltat, atunci când vrăjmașul caută să ia viața împăratului, aduceți-vă aminte de acel moment în care, pe ultima sută de metri a vieții lui David, iese la bătălie și ultimele capitole din 2 Samuel relatează această situație. Și David este acela care este pus în fața unui dintre luptători. Haideți să citim acest pasaj aflat în 2 Timotei, 2 Samuel. Finalul vieții acestui mare împărat, prin exemplu pe care îl dă și prin faptul că el are în apropiere, capitolul 21 din 2 Samuel, de la versetul 15 la versetul 17. E momentul acela în care David merge la luptă. Dar versetul 15 scoate ceva în evidență. Spune așa, David era obosit. Și Ishbenob, unul din fiii lui Rafa, era unul dintre luptătorii de renume din acel moment. Era pe punctul să stingă lumina lui Israel. Dar undeva în depărtare, în mijlocul luptei, știți ceva? Abishai avea ochiul îndreptat și către împărat. Și privea la el. Văzându-l asaltat de acest luptător, Abishai se duce și îl biruiește. Ceea ce vreau să subliniez într-un moment ca și acesta este că principiile împărăției sunt principii care Hristos le aduce și le prezintă, chiar dacă costul este uneori dat de însuși pierderea vieții. Orice împărat din această lume pretinde slujitorilor săi să fie acei slujitori care să-și dea viața, să fie gata să lupte pentru el ca bunăstarea să fie prezentă. Dar găsim pe pagina Sfintelor Scripturi că principiile care stau la baza împărăției lui Hristos sunt principii care diferă, care nu sunt din lumea aceasta. Prin urmare, actul în care voi veți intra în apă, momentul acela în care vă veți pune deoparte pentru Dumnezeu, nu este decât un moment în care se clarifică încă o dată că v-ați consacrat, că principiile voastre le acceptați ca să fie și principiile lui Dumnezeu. Și principiile lui Dumnezeu sunt acelea care vin și dictează de acum încolo viața dumneavoastră. Dragii mei, când citim despre Hristos, citim ca fiind unul care n-a venit să îi se slujească, ci din contră, a venit să slujească. Citim despre un Hristos care a venit să caute și să mântuiască ce era pământ. Citim despre un Hristos care cel mai mare este chemat să fie slujitorul tuturor. Ei bine, principiile acestea care stau la baza împărăției lui Hristos sunt principii care sunt menite să dea o nouă ordine. Ei bine, atunci când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și spunem, Doamne, vie împărăția Ta. Să fie pentru noi acea venire a împărăției prin trăirea noastră, prin ceea ce facem. Știți, atunci când citim acel verset din 1 Petru, capitolul 2, capitolul 3, nu este decât o reflecție a ceea ce reprezintă un cuget care a început să adopte ismea sa, principiile împărăției. Ascultați ce spune versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Înțeleg că gestul acesta de a te pune deoparte lui Dumnezeu în actul botezului este o punere deoparte în a face loc ca în sufletul nostru să se așeze valorile noi în Împărăție. În fiecare zi suntem asaltați de valorile societății contemporane. Suntem provocați să le acceptăm, să le facem loc, să le urmăm, poate chiar să le dăm viața. Dar momentul acela în care cu toții am pus viața noastră la picioarele lui Hristos, e momentul în care am rămas de acord și am zis, Doamne, vrem ca principiile Tale, vrem ca învățătura Ta, vrem ca adevărul Tău să fie viu în viața noastră.
Acestea reprezintă pentru fiecare dintre noi temeiul. Știți, se spune la un moment dat despre un rege care își trecea viața în husur. Era acel gen de rege care îi plăcea să chefuiască, să dea o spețe, să-și cheltuiască viața în nimicurile vieții. Dar la un moment dat se spune că i-a venit dorul să cunoască mai multă înțelepciune și s-a dus la un pusnic. Când vede pe acel pusnic, împăratul cu o atitudine de milă, de compătimire față de acel pusnic, pentru că nu reușește să disfrute de ceea ce este viața, îi spune, îmi pare rău pentru tine că ce risipești viața, că nu-ți câștigi. La care pusnicul respectiv îi răspunde în felul următor, mai tare îmi pare rău de tine, pentru că tu îți pierzi veșnicia. Multe dintre lucrurile care ne asaltează în lumea aceasta sunt lucruri care ne fac să câștigăm frumusețea vieții de acum. Dar a trebuit să învățăm, dragilor, că adevărata valoare care este în această lume este viața veșnică. Atunci când aceasta rămâne pentru noi obiectivul numărul unu, orice ce se subordonează mai apoi este de o mai puțină importanță. Veniți să lăsăm principiile împărăției să dicteze relațiile noastre. Veniți să lăsăm principiile împărăției să fie pentru noi acelea care să medieze relațiile între semeni, în familie, între soț și soție, între copii, astfel încât tot ceea ce urmează să facem să fie în acord cu împărăția lui Hristos. Dacă împăratul este acela care domnește într-o formă incomparabilă, dacă știm că El este veșnic și faptul că rămâne veșnic e tocmai de aceea că principiile sale sunt legi care vor veni pentru noi amunat, rămâne încă un lucru care este surprinzător la această împărăție și care este de-a dreptul unic. De cele mai multe ori, cei care urmează să urce pe tron sunt fiii legitimi în oricare altă împărăție. Dar unul dintre lucrurile care pentru noi sunt surprinzătoare e că cei care vor împărăți cu Hristos sunt oamenii aceia pe care societatea i-a lepădat. Sunt oamenii aceia pe care Hristos i-a luat prin praful lumii, i-a șters și i-a făcut oameni de pentru împărăția lui Dumnezeu. Se spune despre Perillus, că a fost unul dintre oamenii cei mai apropiați de Alexandru Macedon, doar pentru faptul că avea o fică foarte frumoasă. Și pentru a completa oarecum bunăstarea acestuia, i-a oferit 15 talanți de aur. La care Perillus îi spune lui Alexandru Macedon, vezi împărate, pentru mine este suficient 10 talanți. La care Alexandru Macedon îi spune în felul următor, vezi, pentru tine care primești este suficient 10, dar pentru mine care dau este suficient 15. Dacă pentru noi care primim mântuirea este unul dintre actele suficiente și a creștit cu păcatele iertate, este unul dintre cele mai mari comori ale sufletului. Ei bine, a fi moștenitor împreună cu Hristos este ceea ce poate reprezenta generozitatea lui Dumnezeu. Știți, unul dintre lucrurile pe care se reprezintă Apostolul Pavel în Galatei, s-au scris în felul următor, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu, prin credința în Hristos. Descoperă că oricare altă împărăție caută să-și crească fiii săi, astfel încât următorul domnitor să fie din casa împăratului. Ei bine, când ați venit la Hristos, nu mai suntem copii. Suntem fii. Și lucrul acesta poate ne consemnează și ne lasă scris în Galatei, capitolul 4, spunându-ne în felul următor. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Imaginați-vă că tot ceea ce Dumnezeu are în slava sa, în generozitatea sa cea mare, este dispus să o împartă cu noi oamenii.
Privilegiul împărăției de a avea tot ceea ce Tatăl are și acum să fie împărțit cu noi, este un privilegiu care îl au fiii. Și voi astăzi sunteți făcuți fii și fiice ale lui Dumnezeu, prin credința în unul singur, care este Hristos Domnul. Acestea sunt valorile pe care împărăția le prezintă. O împărăție care își are eternitatea ca și fundament. O împărăție care stă clădită pe adevăr. Și aceasta să fie pentru sufletele noastre o alinare. Să fie pentru inima noastră temeiul în care spune, Doamne, pe aceasta mă încrede, că Tu rămâi de acolo. Tu domnești în veșnicii, în veșnicie. Tu ești acela care te acompania în viața mea până în veșnicie. Căci astfel ești veșnic. Tu ești acela, Doamne, care ești dispus să pui la îndemâna mea principiile care mă califică să fiu parte a împărăției Tale. Tu ești acela care pui la sufletul meu, înaintea sa, felul în care ești Tu și în legea Ta găsesc plăcere pentru sufletul meu. Și culmea, lucrurile care merg puțin mai departe sunt menite să ne facă să trăim o și mai mare despărțire de acest pământ, dedicându-ne astfel pentru cer. De ce? Pentru că ceea ce poate să ne ofere cerul este în superior față de ceea ce poate să ne ofere pământul. Învățați să trăiți cu perspectiva cerului în față. Să învățăm că oricare alt lucru care este atractiv pe acest pământ pălește în fața frumuseții lucrurilor pe care Hristos le-a pregătit în Împărăția Sa. Trăim într-o lume în care elementul estetic pare să ne cucerească. Dar alegeți că atunci când inima vă este împărțită, când parcă simțiți că ceva din lumea aceasta pasă sufletul vostru, să citiți frumusețile prezentate în Apocalipsa, capitolul 20, și să vedeți care este locașul pe care Hristos îl pregătește. Așezați în inima dumneavoastră cerul ca fiind lucrul pe care niciodată să nu-l scăpați. Ne-am dedicat azi și ne-am dedicat mai departe spre a fi o mărturie că cerul este mult mai mare. Să învățăm să fim oamenii aceia care să lăsăm valorile sale să ne sculpteze, avându-L pe Hristos drept chip, avându-L pe Hristos drept țintă și model. Vedeți dumneavoastră, Hristos este acela care pune la dispoziție totul. Întrebarea pe care aș vrea să o las în aceste momente pentru dumneavoastră este aceasta. Ce pui la dispoziția lui Hristos? În principiile împărăției sale, El se arată ca fiind veșnic. Se arată ca fiind principii care nu sunt din această lume. Și îți propune înaintea ta o veșnicie în care să-ți pună la îndemână resursele pe care ele are. Ne vrea ca ceea ce este pentru tine cel mai scump să pui la îndemâna lui Dumnezeu și ființa ta să fie aceea care să fie o purtătoare de Dumnezeu mai departe. Ne vrea ca într-un multul vieții acestea să te oprești și să te gândești la Dumnezeu, că ceea ce El îți oferă este incomparabil cu ceea ce găsim în această lume și că orice plăcere de o clipă pălește în fața frumuseților pe care Dumnezeu ni le oferă. Poate trăiești viața cu zurul acestei lumi. Poate trăiești ultimele clipe pe acest pământ gândindu-te la ce va fi în veșnicie. În această zi, Hristos este capabil să-ți facă un transfer din împărăția întunecului în împărăția lui dragostea Sa. Simțiți-vă onorați că sunteți într-o împărăție veșnică. Nu vă rușinați atunci când sunteți provocați să spuneți ceea ce credeți. Rămâneți fideli valorilor sale. Rămâneți încrezători pe ceea ce v-a promis acest Dumnezeu. Rămâne în picioare pentru veșnicie. Acesta este Dumnezeul pe care voi veți începe într-un nou, dragi oameni. Acesta este Dumnezeul care pune la dispoziția dumneavoastră cel mai glorios Hristos. Și pe lângă acestea sunt inepuizabile. Așa că Duhul pe care vă stă în față să-L parcurgeți. Poate va fi un drum în care multe nu veți înțelege. Vor exista momente în care vă veți întreba, oare mai este Hristos prezent?
Așa după cum am promis ucenicilor, că voi fi totdeauna cu voi, aceeași promisiune rămâne și pentru voi în această zi. Că El este acela care va acompania în drumul spre veșnicie pentru totdeauna. De aceea, rămâneți în sufletul vostru convinși că valoarea împărăției este inestimabilă și că orice vi se oferă nu poate fi cuantificat în ceea ce Hristos vă dă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să întipărească în viețile noastre valori cerești. Și odată întipărite, nimeni și nimic să nu le mai poate să. Așa să fie. Amin. Oh!